Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Noi venim cu un alt concept. Noi vrem ca oamenii să înțeleagă că există și lucruri bune care se întâmplă în România. Dintre toate știrile zilei, noi ți le oferim pe cele mai bune. Dintre toți invitații din lumea asta, noi vrem să vină oamenii aceia care cred în valoare, care promovează adevăratele valori. Emisiunea Știrea Cea Bună este o emisiune de suflet. Este o emisiune în care vezi partea plină a paharului. Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Avem privilegiul să înregistrăm o emisiune în Atlanta, undeva în Statele Unite, împreună cu pastorul Nicu Butoi, îndrăgit deja de mulți dintre dumneavoastră, datorită programului Zebra. Iată-l la Știrea Cea Bună, în seara aceasta. Bun venit, Nicu! Bine ne-am reîntâlnit! Am renunțat la protocolări, după cum sigur, observi. Sigur, ca să câștigăm timp. Să câștigăm timp. Nicu, am un subiect greu în seara asta. Vreau să te întorc pe toate fețele și să ne spui câteva lucruri despre biserică. Prima întrebare: cine a inventat ideea de biserică și ce este biserica? Este lucru foarte important, pentru că Iisus se întoarce la origini, cum întrebi tu. Acum el spune la început, nu a fost așa ceva. Trebuie, ca să putem înțelege un lucru și să-i dăm definiția, trebuie să urmărim de la începutului intenția lui Dumnezeu în crearea acelui lucru. Care a fost intenția lui Dumnezeu în crearea familiei? Care a fost intenția lui Dumnezeu în ridicarea bisericii? Voi zidi biserica mea. Ce plan, ce intenția lui Dumnezeu este în spatele acestui lucru? Dacă ar fi să dăm o scurtă definiție a bisericii, ea este extensia lucrării și vieții lui Iisus pe pământ. Ea se numește trupul lui Hristos. Nu vorbim de organizații, de religii, nu vorbim de viața vie, de credință. E trupul lui Hristos. Și ceea ce a făcut el la scară mică, zice, voi veți face la scară mare. El a semănat sămânța, ea a urmat să se dezvolte într-o infinitate de păduri. Pe toată planeta, miliarde de oameni astăzi întrupează bunătatea lui Dumnezeu exprimată în Iisus. Biserica este o extensie a vieții lui pe pământ. Nicu, este zidită biserica pe Apostolul Petru? Da. Pentru că știu este referirea Domnului, da, care zice: tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica, da, mea. Și sunt miliarde de creștini care cred că biserica creștină trebuie zidită pe personalitatea acestui brav ucenic, până la urmă, al Domnului Hristos, Apostolul Petru. Da. Sunt lucruri care au creditul istoriei, spre exemplu, foarte vechi. Foarte vechi sunt unele. Religii care sunt înainte de creștinism sau concepții în creștinism care sunt vechi de secole sau de milenii și așa mai departe. Și ajungem acum să observăm că, de fapt, am mers în direcția opusă. Va fi greu, va fi aproape imposibil să deschidem sufletul, să spunem, să schimbăm direcția. Spre exemplu, el, Iisus, este cel din tâi născut din toată zidirea. Păi înseamnă că el, da, s-au creat o teologie, o teorie de aici, ca să se descoperă că, de fapt, cel întâi născut din toată zidirea înseamnă onoarea supremă. Întâiul născut era cel mai onorat. Acesta era subiectul. La fel se întâmplă în locul acesta. Când Petru a spus cuvintele: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Iisus a spus: pe această piatră. Adică declarația lui: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Ca să pui un om ca fiind temelia bisericii lui Hristos, lucrul acesta mută, schimbă total natura bisericii. Biserica nu mai e o instituție dumnezeiască zidită pe Domnul, ci o instituție omenească zidită pe un om, care poate să fie bine intenționată cu de toate, dar este o instituție omenească. Temelia și piatra din capul unghiului este și pentru totdeauna rămâne Domnul Hristos. Nostru Iisus Hristos. Da. Există o întrebare care nimeni se află... nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este
Hristos. Este o întrebare care se află pe buzele foarte multor oameni. De ce există atâtea biserici? Iată, toți vin în fața oamenilor și spun, noi suntem Biserica Domnului. Nu vei auzi pe nimeni dintre slujitorii altarelor sau ale amvoanelor spunând, noi nu suntem siguri dacă suntem chiar noi Biserica Domnului, ci toți spun, noi suntem Biserica Domnului. Rămășița, noi suntem ceea ce Dumnezeu a intenționat, ba unii și-au dat și nume care să corespundă cu Biblia. Spre exemplu, există Biserica Dumnezeului Celui Viu, stâlpul și temelia adevărului. Pentru că acolo se află, acolo. Alții au spus, noi ne numim martori, pentru că așa zice Domnul, că voi sunteți martorii mei și atunci așa. Fiecare are o denumire. Da. Bisericile istorice încearcă să-și adjudece supremația dovedind apartenența istorică a mesajului creștin. Altele spun, domnule, istoricitatea nu este un argument, întotdeauna tu astăzi nu te mai duci cu bicicleta, astăzi te duci cu mașina electrică, adică nu neapărat este un argument că ești vechi, poate să fie ceva mult mai bun dacă e nou și așa mai departe. De ce există atâtea denominațiuni și până la urmă, care este Biserica Domnului? Cred că întrebarea aceasta n-a ocolit o bună parte din omenire, în speță pe tânăra și tânăra adult generație. Ei sunt niște oameni mult mai pragmatici, mult mai cu picioarele pe pământ și ei se întreabă ce e cu aceste lucruri. Ce e cu războiul ăsta din Rusia cu Ucraina? Suntem frați ortodoxi, da? Cum de ne omorâm între noi în felul ăsta? Cine are interesul ăsta? Cine e în spate la așa ceva? Pentru că bisericile nu numai că s-au diferențiat pe specifice, ci s-au ridicat la luptă unele împotriva altora. Marea schismă s-a produs prin anatemizarea reciprocă. S-a trimis anatema unul împotriva altuia. Și de aici s-au născut lucrurile acestea. Pentru a putea numi ceva, o instituție ca fiind biserică, totdeauna criteriul rămâne temelia. Pe ce este zidit? Păi este zidit pe conflictul care a avut loc între și între. Și atunci se despart bisericile, se despart, se rup, se formează în altă parte. Care e motivul pentru care? Păi s-a certat cu tare, cu cutare. Și deci e întemeiată pe cearta aceea care a fost acolo, pus o ceartă la temelie și construim o biserică. Ducem cearta cu noi și mergem mai departe. Varietatea aceasta teribilă de biserici care există astăzi ar fi ceva pozitiv dacă ar fi orice element al acestei varietăți ar fi conectat cu capul care este Hristos Iisus. Datorită acestui lucru există coloratura asta. Pentru raportarea, uite, în corp, am zis, da. În corpul nostru, toate cântăm la pian. Cum de când tu cânti așa de frumos și ai cântat și cântarea sunt aceasta? Lăutar, nu e vina ta, doar asta e situația, da. Eu mării la atâta de frumos. Doar mării. Și tu cânti la pian. La pian știi de ce cânti? Pentru că degetul acesta e legat cu capul și ăsta e legat cu capul și ăsta e legat cu capul. Dacă nu ar fi legate aici toate, niciodată n-ai putea... Și când vezi un mare maestru cântând, el cântă și cu trupul și cu picioarele și cu, toate, și cu totul este dar angrenat toate, acolo. Dar orice organ din corpul și ființa noastră este conectat, nu unul de altul. Dacă erau legate degetele una de alta, nu cântai niciodată nimic. Ele fiecare este legat la centru. Dacă Biserica Domnului Iisus Hristos ar fi rămas legată la centru, este absolut natural să fi creat o varietate, dar nu să fi creat o diversitate antagonică, în cele mai multe cazuri, și destructivă. Cuvântul Mântuitorului este încă neîmplinit. Te rog ca tot să fie una, ca să creadă lumea. Lumea nu poate crede atâta timp cât există această inimaginabilă diversitate de vederi cu privire la același Dumnezeu, aceeași Biblie, același lucru. Știi istoria încercării denominațiunilor creștine de a elimina castele din India.
indienii au zis, stai puțin, dar și voi aveți caste. Care e problema? Casta metodistă, casta baptistă, casta presbiteriană, deci aveți caste. Și atunci mergeți acasă și rezolvați problema castelor și după aia veniți să rezolvați problema castelor aici, că nu se poate altfel. Lucrul ăsta a fost probabil cea mai cumplită lovitură pe care a primit-o în istorie vreodată Biserica lui Hristos. Biserica Domnului nostru, zidită, așa cum spune Scriptura, de însuși sângele său. Te întreb acum, da. N-ar fi fost mai longevivă și mai calitativă ideea ca oamenii să nu fie înregimentați în biserici cu membria, cu viața lor, ci să fie cu răspunderea conștiinței înaintea Domnului, n-ar fi fost un pic mai deschisă această ofensivă a bisericii către societate și către lume? În mod sigur era superioară performanței prezente, dar biserica, fără să-și dea seama, s-a substituit Mântuitorului și a ajuns ca ea însă să se măsoare cu ea. În ce măsură tu respecti pe tine? Adică dogmele tale, vederile tale, nu au mai conectat omul cu Dumnezeu să dea raportul la Dumnezeu, frate, nu pentru că te-am văzut eu sau cineva sau ai călcat vreuna din regulile bisericii, ci pentru că tu dai raportul lui Dumnezeu. Pierzându-se, și de ce s-a întâmplat această substituire? Așa cum vorbeam înainte, biserica ar fi trebuit să iasă în lume cu numele lui Iisus, nu cu cine este pastor sau cu ce formă de organizare are, cu ce produse. Acesta era lucru. Ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Problema a fost că dacă s-ar fi dat omului legătura directă cu Dumnezeu, biserica nu avea control asupra acestui om. Dar de unde până unde i-a cerut Dumnezeu ei vreodată să aibă controlul asupra sufletului și controlul ei al bisericii asupra omului din bancă este superior controlului pe care l-ar avea Duhul Sfânt asupra acestui om care îi dă raportul lui Dumnezeu, nu bisericii. Observă unde s-a ajuns și încet, încet omul a ajuns să ia locul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Aceasta nu este biserica aceea zidită pe stânca veacurilor, ci este casa voastră, spune Biblia. Vi se lasă casa, ea voastră, din clipa aceasta. Atâta timp cât Iisus nu este capul bisericii și câtă vreme un om este adus să dea raportul altor oameni, ca și când ar vorbi lui Dumnezeu, din momentul acela, calitatea sau nivelul mărturiei bisericii a scăzut, a pierdut total, că ea nu va avea o mărturie în lume. Rămâne un cerc închis, un club de oameni care se urmăresc unii pe alții, se observă unii pe alții, își dau raportul unii altora, își cântă unii altora, repetă învățăturile unii altora, ei le știu toate, dar continuă să facă. Nu au niciun fel de mărturie în afară, din cauza că s-a pierdut punctul cel mai important. Acesta era numele cu care ea trebuia să iasă în lume. Descrie o stare dramatică este. A bisericii. Da, este. Iar aceste cuvinte, vi se lasă casa pustie, da. Sunt profetice. Da. Adică dacă noi nu punem pe Hristos ca și fundament al bisericii, lucrurile vor merge în jos. Da, adu-ți aminte de Dostoevski în Inchizitorul. De ce ai venit? Îl întreabă părintele pe Iisus. Da. De ce ai venit? Aici în America au oprit o mașină. Circulă pe aici pe străzi și pe câte, cam peste tot, există așa ceva, poliție falsă. Are mașină de poliție falsă, computer înăuntru, lumini, absolut tot, scrie pe ea poliție. Mie nu poți să discuți, s-a aprins, ai oprit, nici nu discuți treaba aceasta. Și este un YouTube pe care ți-l recomand. Mie îmi plac aceste momente psihologice de o mare semnificație. Și îl oprește pe acest fals ofițer de poliție, echipat cu mașină de poliție, cu numele poliției pe ea, cu tot absolut. Îl oprește, îl înconjură alte trei mașini și au dat seama că omul ăsta calcă diferit. L-a oprit, a dat geamul jos și șeriful în persoană a fost acolo, era civil șeriful, el vine la fereastră și dumnealui, falsul ofițer, îl întreabă pe șerif, "Who are you?" Dar șeriful spune,
who's me, who's you, who are you, îl întreabă. Cine ești tu? Nu cine sunt eu, el întreabă cine ești tu. M-am uitat la lucrul acesta și am fost convins că este ilustrația predicatorului sau pastorului care a pierdut pe Hristos din mărturia lui și a luat el locul acela. Se vor așeza în locul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Asta este structura genetică a lui Antichrist? Da. Aceasta înseamnă, de fapt. Aceasta înseamnă. Cine nu este cu mine, obligatoriu este pe poziția cealaltă și culmea fără de legii este întruchiparea sau, nu întruchiparea, ci imitarea dumnezeirii. Se va așeza în templul lui Dumnezeu, nu în cârciumă sau într-un loc spurcat. Nu. Se va așeza în templul lui Dumnezeu și se va da drept Dumnezeu la oamenii din templul lui Dumnezeu. Dar lipsește Dumnezeu din lucrul acesta. Înainte să vorbim despre inima acestui interviu, pentru că vom vorbi în seara aceasta despre o metaforă, să zicem, sau o calitate a bisericii, aceea de a fi o biserică mărturisitoare, așa cum zice Domnul Hristos, veți mărturisi până la finalul timpului. Aș vrea să te întreb totuși, sunt tot mai multe voci care spun în felul următor, fiecare biserică sau denominațiune nu este de fapt decât o afacere în care unii dau bani, alții sunt privilegiați. Cu toate acestea, tu slujești într-o biserică denominațională și organizată. Da. Care este biserica lui Dumnezeu până la urmă, dacă stăm să ne referim la... Greșeala nu este în o anumită denominațiune, în a spune că o anumită denominațiune are în ea biserica lui Dumnezeu, ci de a spune că acea denominațiune este... Denominațiune este. Nu, nu e vorba. Trupul lui Hristos sau biserica lui Hristos nu este o denominațiune și nu este o religie și nu este o organizație, ci trupul lui Hristos sunt oamenii din orice fel de organizații, din orice neam, orice limbă, orice seminție de pe pământul acesta, a căror inimă și viață este conectată cu capul, adică Hristos. Acesta e trupul lui Hristos. Practic, biserica lui Dumnezeu este cea pe care El o știe. Da, sigur. Pavel spune treaba aceasta despre Israel, dacă, citându-l pe Isaia. Dacă nu le lăsa Dumnezeu o rămășiță, zice, există o rămășiță aleasă prin har. Și după cum Dumnezeu are martori și mărturisitori la nivel de guverne, de economie, de politică, de social, de artă, oriunde sub ceruri, tot la fel are mărturisitori în biserică. Noi suntem oamenii aceia, fiecare dintre noi, care putem să facem parte din biserică prin legătura noastră cu Domnul Hristos sau putem să fim un simplu decor în locul acela. Sau un membru al unui club. Sau un membru al unui club sau al unui cult. Sau să ceva. Nu atragem prea mult atenția, să nu ne bucurăm de privilegiile acelui club, venim, ne întâlnim, socializăm. Sunt oameni de bine oamenii aceștia. Oameni de bine. Dar omul duhovnicesc viu, omul acesta dă raportul lui Hristos. E cu totul altceva. El este în biserică, dar el este credincios lui Dumnezeu și prin aceasta îmbogățește biserica. Biserica este binecuvântată prin prezența acestui om aici. Și este locul unde oamenii venind și plecând au prilejul să cunoască prin aceștia, prin rămășița aceasta, pe care nu o putem identifica noi acum, e cu tare sau cu tare, dar ea există sigur acolo, prin aceștia, Mântuitorul spune, ei văzând viața voastră vor slăvi pe Dumnezeu. Ce spui despre situația în care un om și-ar fi dorit să fie mărturisitor în biserică, dar datorită împrejurărilor, necazurilor, datorită unor oameni de club care nu înțeleg misiunea, a fost alungat și el atunci nu mai are plăcere ca să vină. El se raportează direct la Dumnezeu și direct la semenii săi, fără să fie înregimentat într-o denominațiune. Este bine? Nu este bine? Este bine să fim cu toții, să aparținem unei comunități? Care este situația? Pe mine m-au întrebat oamenii despre botezul tău și am răspuns înapoi, chiar am scris câteva paragrafe și am spus, nu intrați cu cizmele în cugetul nimănui. Este un dialog între om și Dumnezeu acesta, zic, și nu ne-a invitat pe noi să traducem, că Dumnezeu știe să vorbească pe toate limbile. E un om, e o doamnă aici care a cerut să fie botezată, dar să nu fie înregimentată în nicio denominațiune. Bazat pe experiențele care le-a avut dumneai ei. Am întâlnit personal un bărbat
mai în vârstă, și o doamnă, care mi-au spus niște orori care s-au petrecut în tinerețea lor și care i-a făcut să fugă până la bătrânețea asta de ideea de biserică, ce n-aș fi călcat aici niciodată, dar m-a sunat prietena mea din Australia și mi-a spus să du-te acolo, că este un prieten al nostru, și zice, o singură dată te duci dacă, și a doua oară, dacă mai vrei, bine, dacă nu, nu. A venit în fiecare seară. Ce mi-a povestit, într-adevăr, sunt parcă pagini luate din Infernul lui Dante, care s-au petrecut la adăpostul frumosului nume de biserică. Dar aceasta niciodată nu trebuie să ne despartă de Domnul Hristos. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Păcatele unor oameni din biserică? Nu, niciodată. Între Hristos, Domnul, și Dumnezeu Tatăl, nu s-a putut așeza nici crucea lui Hristos. Suferința aceea mare nu l-a despărțit de Dumnezeu, ci a încheiat spunând, în mâinile tale mi încredințez Duhul. Nici de cum a lăsat suferința să se așeze cumva între El și Tatăl. Chiar simțământul sau ideea părăsirii de către Dumnezeu nu l-a separat de Tatăl. În mâinile tale îmi predau Duhul. Chiar dacă Dumnezeu mă pentru ce m-a părăsit și mă predau Duhul în mâinile celui care m-a părăsit. Deci aceasta arată adevărul despre cine este Dumnezeu în viața și ființa noastră. Și eu, personal, am trecut prin tot felul de experiențe în biserică. Îmi dau seama că cele mai multe s-au produs datorită neînțelepciunii mele, datorită nebuniei din capul meu, nemintoșiei mele. Azi, dacă aș lua lucrurile astea de la capăt, probabil că le-aș conduce diferit. Dar și mi-am cerut chiar iertare public de la unul dintre președinții, era bolnav de inimă, și domnul președinte, zic, sunt convins că inima dumneavoastră, și eu am bătut un cui la inima asta, zic, sunt convins că și din mine e ceva acolo și vreau să-mi cer iertare. Și mi-am cerut iertare public, și, dar în același timp am găsit acolo oameni care au reflectat chipul lui Hristos și care mi-au spus, cum mi-au spus lui Onița de la Toflea, după ce a făcut el o... devenise el penticostal și a făcut o noapte de beție și își bătea joc tot Toflea de, uite, bă, pocăitul s-a îmbătat, a râs. Și Onița mi-a spus, zice, am hotărât dimineața aia, am hotărât că niciodată în viața mea în biserică nu o să mai calc pentru rușinea care am făcut-o, m-am îmbătat în halul ăsta și am făcut prostiile astea aici. Și... niciodată în viața mea în biserică nu o să mai calc. Și zice, am vrut să plec, să mă mut de aici, dar când să plec, zice, au venit frații, toți frații de la Toflea. Au umplut curtea, au umplut casa, ce să mai, unde să mai fug? M-au conjurat acolo și... ce crezi că mi-au zis toată ziua asta la noi în curte, ca să n-apuc să plec undeva și n-am avut cum să-i merg? Ce crezi că mi-a spus toată ziua? Nu te descuraja, frate. Nu te descuraja, frate. Frate, toți am căzut. Frate, toți am suferit. Nu te descuraja, frate. Și atunci mi-a spus Onița, zice, după expresia asta a sufletului lor, m-am jurat iară că niciodată în viața mea nu voi părăsi această biserică pentru felul cum m-a tratat atunci când am căzut. Asta este... există așa ceva pe lumea asta? Da, dacă vrei să mergi cu mine în vizită când mergem la Toflea, o să-l rog pe Onița să povestească, și dacă Onița ar veni aici, pastorul ar veni aici în America, l-aș ruga să vină la Amon și să ne spună cum trebuie să se comporte o biserică cu un om care a căzut. Fabulos! Voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeții. Să aveți grijă să nu fie doborât de întristare. Pentru că cineva a început lucrarea asta, nu o terminați voi, prin felul cum răspundeți acolo. Dar mulțumim lui Dumnezeu, deși drumul e lung, este în răspăr cu firea noastră, contra naturii noastre. Marele exemplu al Mântuitorului nostru, care și-a exprimat dragostea față de Petru, și n-a conținut dragostea lui nimic destructiv, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă pe buze, adică să strice sufletul cuiva. În cuvintele pe care Iisus i le-a vorbit lui Petru, l-a câștigat pentru totdeauna și el a considerat o mare onoare să moară pentru acela care l-a iubit după căderea lui, nu înainte când era, mergea călare sau pe creasta valului, ci l-a iubit la fel și după căderea lui. Și-a dat seama că la Dumnezeu, la el s-au schimbat lucrurile, dar la Dumnezeu nu s-a schimbat nimic față de el. No. Foarte frumoase gânduri. Vreau să punctăm în seara asta cum arată o adevărată biserică mărturisitoare. Aceasta e mărturia, deci.
lucrarea întemeietorului bisericii, capului bisericii și temeliei bisericii, lucrarea lui a fost de mărturisire. Și biserica lui este trupul lui, ea nu face o altă lucrare. Ea pentru asta există, că am fost întrebat, am discutat puțin înainte despre ideea de biserică. Misiunea ei pe pământ este mărturisirea. Asta e tot. Când Pilat îl întreabă pe Mântuitorul, da, un împărat tot ești atunci. Și Mântuitorul răspunde, da. Am venit să mărturisesc despre adevăr. Eu am venit să mărturisesc despre adevăr. Aceasta e lucrarea pe care a îndeplinit-o Mântuitorul pe pământ. Zice, eu voi mărturisi și voi veți mărturisi când vine Duhul lui Dumnezeu asupra voastră. Ați fost chemați de Dumnezeu din întuneric la lumină ca să prezentați bunătatea lui lumii. Da, vedeți că unii dintre noi avem impresia că această mărturisire înseamnă doar stabilirea unor dogme corecte după Sfânta Scriptură, o vorbire interesantă cât de cât logică. Am impresia totuși că mărturisirea asta înseamnă mai mult decât o vorbire. Citeam acum, într-o seară, zice, copiii tăi nu așteaptă de la tine să vorbești despre Iisus, ci să vorbești ca Iisus. Aceasta e așteptarea lor. Zice, în momentul în care te vor vedea că tu vorbești despre Iisus, dar tu nu vorbești ca Iisus, zice, ei își vor pierde încrederea nu în tine, ci în Iisus. Își vor da seama, vor spune, este o glumă, e o gogoașă. Lucrul acesta. Nu are nimic real. Dacă avea vreo putere, s-ar fi văzut în tata, dar nu s-a văzut schimbarea. Acestea au fost cuvintele pe care le-a rostit un primar la adresa mea, după ce a amenințat cu arestări și cu asta în timpul unei evanghelizări. A spus, dacă are vreo putere, această evanghelie, care să-l ducă la credință pe omul ăsta, care era alcoolic, teribil, să-l ducă la credință pe ăsta. De la 16 ani la 70 de ani fusese alcoolic. Un pic de alcool băia și era, era mort, era, îl ducea obturi și era absolut mort. Și astea au fost cuvintele domnului primar. Dacă există vreo putere în credința aceasta despre care vorbește omul ăsta, să-l ducă pe acesta la credință. Și l-a auzit Dumnezeu când a zis vorba asta. Era o ploaie de rupea pământul, eram în casă, era să spun unde, și am ieșit fără niciun motiv, în ploaie, fără pelerină, fără nimic, cu niște cizme în picioare și am ieșit în stradă. Dacă mă întreba cineva, de ce ai ieșit, dumne, ești de nebun, ăsta e vreme să ieși afară? Am ieșit în stradă ca să văd căzut la capul unui pod pe acel alcoolist mort de beat și aproape necat în apa de la capul podului. M-am dus repede, l-am târât, l-am luat în spate. Am mers cu el aproape un kilometru jumătate, știam unde locuiește. L-am dus acasă, m-am întors cu spatele, l-am trântit în pat la el în cameră și când l-am așezat acolo, mi-a strigat, mulțumesc, domnul Nicu, beat mort complet. Mulțumesc, domnul Nicu. Și i-am spus că mulțumim lui Dumnezeu, zic, dar te invit la biserică. Dacă are dânsul beat, îmi spune, zice, nu pot să vin, eu sunt totdeauna beat, n-am cum să vin la biserică. Și am spus, Nene din îl chema, Nene din, te rog să vii beat la biserică, zic. Te rog, vino beat, nu-i nicio problemă, zic, altul vine beat de alte, de nervi, unul vine beat de alte, dumneata vino. Și în ultima predică din anul acela pe care o țineam la anul nou, adică, eram la Ambon și odată ușa bang de perete și nu intră nimeni. Ușa bisericii. Mi-am dat seama că trebuie să fie Nenea Din, că n-are cine să deschide așa și nu intre. A intrat acolo cu haina desfăcută, beat mort și s-a dus pe banca din spate și striga tare la mine, domnul Nicu, nu-ți fac nicio supărare, striga tare la mine acolo în biserică și eu spun, luați loc în spate Nene Din și ascultați acolo. Asta puțin. Domnul Nicu, n-aud nimic, domne, aici. Nu-i nicio problemă, zic, veniți încoace, veniți mai în față. Și a venit lângă cor. Și am continuat predica, am încheiat. Când m-am ridicat să dirigez corul, s-a sculat, mi-a prins o mână și mi-a sucit mâna la spate. Am dirijat cu o singură mână. Când am terminat de dirijat cântarea, a stat lumea jos, mi-a dat drumul la mână și a început să plângă. A luat căciul la mână, ploua cu lacrimi pe drum. Și a plecat. L-am luat la revedere frumos. Mă bucur că ai venit, Dumnezeu cu dumneata. Mă întâlnesc cu fiica dumnealui adoptivă a doua zi. Tăticul este rușine să iasă din casă pentru ce a făcut ieri în biserică și este rușine.
Oh, nu, zic că îl ferici din toată inima, că zic, oameni întregi n-au venit la biserică, dar uite, dânsul a venit. Zic că asta e lucru mare. Și zic, spune-i să vină din nou. Și m-am dus personal și i-am spus treaba aceasta, să nu cumva să te rușinezi de faptul că ai venit în felul ăsta. Și zic, bine că ai venit. Vino din nou. A doua vineri a venit prin grădini treaz, lustruit, și treaz a rămas până la sfârșitul vieții. Am avut harul să particip la botezul lui. A adus la botez o manta din timpul războiului, care a făcut pulbere, au tras cu branduri în el, crezând că e de la inamici și era din compania lor, dar nu l-au cunoscut. Și nu l-a atins niciun brand, o geantă de piele făcută pulbere, care a adus-o cu el și mantaua, așa spus, zice, acum vreau să spun că în ziua în care m-a scăpat Dumnezeu printre gloanțe și branduri, pentru ziua asta m-a scăpat Dumnezeu. Și le-a adus la biserică cu el. A trăit până la 80 și ceva de ani. Și domnul primar ce a zis? Credincios. Nu știu, a încetat din viață, la momentul ăsta vreau să zic, dar mă rog la Dumnezeu ca această dovadă și această putere, această mărturie nemaipomenită care s-a arătat tocmai în viața omului despre care dumnealui a spus treaba asta, pe ăsta să-l ducă la credință. Apoi soția dumnealui i-a dat odată țuică, pentru că el pe asta lucra la oameni, el lucra numai pe țuică și cosea și muncea greu de tot, dar numai pe țuică. Și acum i-a dat un coș cu mâncare și o sticlă cu țuică acolo. A ridicat prosopul, a scos sticla cu țuică și a dat-o înapoi. Și a spus, dar nene din ei, ce ai nebunit la cap, care e situația? Nu, zice, am fost nebun, dar acum sunt bine. Da, foarte frumos. Aceasta a fost mărturia, deci nu e nevoie să ține dacă cineva. Dacă intra omul ăsta într-o altă biserică pe care o știu eu acum în minte, se găseau vreo 10 sfinți să-l scoată afară cu piciorul în spate fiind beat. S-a mai întâmplat la Ineu, spre exemplu, când n-am putut să intru în sală, era lumea blocase scările acolo, zice, lumea, avem o problemă gravă, zice, e unul aici, cu diavolul în el, zice, să vezi cum mugește ca un animal, ce e în casa de cultură, chiar acolo. Și dați-l afară, din asta, dumne, nu putem să facem nimic dacă ăsta face asta. Și m-am dus lângă el, mama lui s-a speriat, nu ne dați afară, vă rog, de asta am venit, nu ne dați afară. Băiatul avea 17-18 ani și de la naștere gemea ca un animal. Asta era boala lui mentală. Și zic, nu, n-am venit să vă dau afară, am venit să ne rugăm împreună. Ne-a rugat și minunea s-a desfășurat timp de două ore și ceva cât a fost programul. N-a scos niciun zgomot copilul ăsta. Pentru prima dată a spus mama lui, în viața lui și în somn face așa, zice. În somn face același lucru, pentru prima dată în viața lui, a stat cu minte de la început la sfârșit. L-am îmbrățișat la ușa și l-am invitat în Împărăția lui Dumnezeu din toată inima mea, cu convingerea că de asta i-a adus Dumnezeu acolo. Aici este chemată biserica să dea mărturie. Cum a primit Iisus păcătosul? Cum l-a tratat Iisus? Biserica este extensia vieții lui Iisus pe pământ. Nicu, uneori asupra bisericii s-au desfășurat atacuri de forță și nu mă refer la inchiziție sau la lucruri între noi, yes, între creștini. Yeah. Mă refer la persecuții teribile. Uite, citeam săptămâna trecută despre preoții greco-catolici în timpul comunismului care au suferit și ce au primit, da, sarcină de serviciu să se lase, domnule, credință, să se alipească ori în stânga, ori în dreapta. Ia. Adică voi sunteți așa pe mijloc, nu se poate. Și oamenii aceia, conform convingerilor lor, cum au stat neclintiți în credința pe care le-a pus-o Dumnezeu pe inimă, cu siguranță că ești familiar cu... vine în minte un teolog extraordinar al protestantismului, am trecut deja de, da, el, care dacă mai trăia, sau dacă Hitler ar fi murit la vreunul dintre cele 20 de atentate la care a fost supus, omul acesta ar fi trăit și ar fi produs probabil multă teologie bună. Dietrich Bonhoeffer. Da. A fost omorât. S-a adus aminte Hitler de el în mod subit, înainte de moartea lui, cu vreo 3 luni, dacă nu mă înșel, da, și l-au executat. Știi că i-a spus cel care l-a executat, pe ultima treaptă, înainte să-i pună ștreangul, zice, ăsta este sfârșitul, s-a sfârșit aici. Și el a stat o clipă și a spus, nu s-a sfârșit.
Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că nu l-a părăsit credința în clipa aceea. Domnul n-a spus că să termin aici. Nu, nici atât. Ci a spus, cine crede în mine nu va muri niciodată. Ai lucrul ăsta acum e de greu de digerat pentru noi care participăm și vedem cum a fost moartea lui, dar nu e mai puțin adevărat. Asta a fost promisiunea lui. Zice, nu, acesta nu e finalul. Există astăzi oameni în biserică în stare să plătească cu sânge credința lor? Crezi că există astăzi astfel de oameni? Da, sunt absolut convins. Și pe scaunele care sunt aici, și pe alte scaune, însemnați de Dumnezeu, așa cum scrie în cartea lui Ezechiel, pune un semn pe fruntea celor ce gem și suspină din cauza relelor care se întâmplă. Sunt acești oameni însemnați de îngeri, necunoscuți nouă ca oameni. Stelele nu se văd ziua, dar noaptea se văd bine. Și exemplul pe care îl avem în Eclesiastul despre omul care a salvat cetatea, zice, nu se gândise nimeni la omul ăla, altfel cetatea ar fi pierit. Dar zice, omul a fost disprețuit pentru că era sărac și nu băga nimeni în seamă. Marca aceasta sfântă, sunt convins că este pe multe inime. Mi-a spus o doamnă, predicam la Oregon și e catolică, și a ascultat toată seria predărilor mele și a zis, domnule, zice, am o surpriză plăcută pentru tine. Ai vorbit despre prigonirile și persecuțiile evului mediu și le-ai asemănat cu cele moderne. Zice, vreau să-ți aduc o veste bună, vreau să știi că mai mulți martiri vor fi de la catolici decât de la oricare altă denominațiune. Și când îți spun cuvântul ăsta, ți-l spun pentru că eu am fost acolo ani de zile, ani nesfârșiți și am cunoscut acești oameni care sunt gata în orice clipă să verse sângere pentru numele lui Dumnezeu, dar să nu trădeze numele lui. Acest cuvânt mi-a spus această doamnă. Și sunt convins că printre oamenii de pe stradă, printre modeștii din biserici, printre necunoscuții nouă, se găsește un Ilie Tișbitul, nimeni nu știe de unde a apărut deodată în sala tronului, se găsește omul înțelept care a salvat cetatea, se găsește omul Petru care se jură că nu cunoaște pe Iisus, după care consideră că e o prea mare onoare să-ți dai viața pentru Iisus. Sunt convins că este așa. De ce nu înțelegem Evanghelia ca biserică? Uite, îți fac o mărturisire. Am observat că mulți dintre noi avem săli frumoase, biserici somptuoase. Vorba aceea, era o anecdotă, nu știu cât e de adevărată, dar atunci când a fost instaurat Papa Francisc, un cardinal s-a dus să-i arate și bogățiile Romei. Și când le-a văzut, Papa Francisc s-a uitat la cardinal și cardinalul zice, Sfinția voastră, acum nu mai putem spune, cum a zis Petru, aur și argint n-avem. Mm-hmm. Dar nici partea da, papa zice, dar nu putem spune nici scoală-te, ridică spatul și du-te acasă. Asta e clasică ilustrația și adevărată. Și nu mă refer la catolicism acum sau la Papa Francisc în mod special, ci mă refer la noi ca creștini care nu avem viziunea corectă despre mărturisire. Mulți dintre noi credem că credința e o chestie interioară, credința e o chestie discretă. Dacă spui ceva în mod public despre Iisus, despre Dumnezeu, hai domnule că ești exagerat, vrei să te dai mare, asta este prima chestiune. Iar a doua, în bisericile noastre construite frumos, cu aer condiționat, cu condiții de viață, cu bănci confortabile sau cu scaune confortabile, parcă începem să nu avem soft pentru mărturisire publică exterioară. Da. Urmăream în urmă cu o scurt timp și după aia te las să spui. Un program absolut fabulos. Un cor de tineri, frumoși, armonioși. Un concert cum probabil rar am văzut în viața mea. Nimănui nu i-a trecut prin cap. Dom'le, se invită niște autorități acolo să vadă, dom'le, că se întâmplă și altfel în România. Nimănui nu i-a trecut prin cap să
să facă publicitate în exterior acelui eveniment. Dom'le, uite, avem ceva special, haideți să vedeți. Eu aveam o problemă când lucram ca pastor, spre exemplu, în Timișoara aveam o trupă de 50 de studenți și îi întrebam, pe cine duci la biserică sâmbătă? Păi nu m-am gândit. Zic, dar ți-e rușine cu mine? Yes. Ți-e rușine cum deschid cuvântul Dumnezeu? Nu, Doamne ferește! Păi de ce nu gândești în felul ăsta? Dom'le, hai să vină cineva cu mine, hai să ascult și tu, hai să vezi ce frumos este, hai să... Ce este cu noi, Nicu? Este lucrul la care m-am gândit. De ce nu mai avem soft pentru a înainta împărăția lui Dumnezeu în condițiile pe care Dumnezeu le știe? Numai noi vrem să acaparăm în biserica noastră membrii și așa mai departe, dar nu avem soft de a, de a, de a predica în parcuri, în... Încă avem libertate, încă avem mare deschidere. Este unul dintre efectele îndepărtării lui Iisus ca temelie și cap al bisericii. În momentul în care s-a pierdut lucrul acesta, nu mai despre cine să mărturisești. O să spui despre cum sunt anumite culte, secte, care spun în lume cine, ce cred ei, ordinea diverselor concepte și precepte ale lor și ai să le spui pe astea în jur până într-un timp de, dar asta e, merge pe baterie, nu poate să dureze prea mult. În momentul când nu mai despre cine vorbi, din clipa aceea s-a terminat mărturia, fiindcă mărturia era despre El. Voi veți mărturisi despre mine. Duhul Sfânt va mărturisi despre mine. Am fost la o întâlnire mai mare și avea acolo un steag mare, un panou în față cu cum se numește lucrul acesta, cu lozinca întâlnirii acesteia. Și lozinca era scrisă cu aceste cuvinte: aceștia suntem noi. Asta a fost lozinca. Și într-adevăr, dar vreau să spun, există documentație pentru lucrul ăsta, dacă e nevoie de ea. Vreau să spun că s-a ocupat tot timpul cu acest subiect. Noi. Aceștia suntem noi. Asta a fost motoul sau lozinca acestei întâlniri. Pe când apostolii spuneau, nu vă uitați la noi, nu e vorba de noi, altul e subiectul. Punctul cel mai important este acesta și totdeauna îndreptau atenția spre Domnul Hristos. Profeții din vechime, la fel, Iosif și Daniel și toată lumea care a fost acolo, zice, profeții au vorbit despre El, au mărturisit despre El. În momentul în care o biserică a pierdut centrul vieții care este Hristos, din clipa aceea ea se învârte în jurul axei ei proprii. Nimic nu se mai întâmplă. Mărturia ei, în afară că nu are nicio putere de schimbare în viața nimănui, cine poate să schimbe o viață cu mijloacele acestea omenești, lumești? Noi așa credem, noi aceștia suntem noi, uite, ăștia suntem cine suntem noi. Pe când schimbarea necesară în lumea noastră vine dintr-un singur izvor, dintr-o singură cale. Când omul e condus la Iisus. De fapt, aceasta e definiția mărturiei noastre, a conduce pe un om la Iisus și apoi îl lași în dialog cu Iisus. Step aside, dă-te la o parte, lasă-l în dialog cu Iisus. Nu încerca să-l faci pe el ca pe tine, fiindcă el va cunoaște pe Iisus mai bine, mai de aproape, mai înalt, mai frumos decât tine și tu vrei să-l aduci la nivelul tău. Faci unul ca tine. Aceea nu e mărturie. A zis Domnul la un moment dat că înconjurați marea și uscatul și faceți... Faci încă unul ca tine. Dar problema e că nu mai e nici ca tine. Și este un fiu al ghienei care este de două ori sau de trei ori mai rău ca tine. Deci merge în jos treaba. În momentul în care recrutăm din stradă oameni care să fie ca noi, cade continuu calitatea vieții duhovnicești în biserică. Atâta din cât invităm pe omul de pe stradă să se uite țintă la Hristos, din clipa aceea se naște între noi o generație de oameni care reflectă chipul Lui. Crezi că scăderea în statistici a numărului de membri în anumite biserici se datorează faptului că am uitat esența mărturisirii, persoana Domnului Hristos? Da. Acesta era și motivul aderării la biserică. Omul a venit pe acest motiv când a venit. Pentru Dumnezeu.
pentru Domnul, în clipa în care își dă seama că suntem noi pentru noi și noi ne cântăm nouă și noi ne predicăm tot nouă și tot așa, în clipa aceea pierde sensul, nu are sens lucrul ăsta. Și cum scrie Victor Frankl, omul e în căutarea unui rost. Dacă nu găsește rostul sederii lui în biserică, se uită la acest, azi nu mă duc, așa, mă uit la internet. Și așa te duci degeaba, zice, nu e nimic. Sau îl țipim pentru social, ne vedem cu rude, cu cineva. Misiunea bisericii a fost total, total deturnată de la a mărturisi despre Hristos la a se sluji pe ea însăși. Și în cazul acesta a se distruge motivația, în speță a tinerei generații care, dacă n-are un motiv ca acesta pentru a aparține bisericii, ei nu se fac că aparțin, nu se pot juca. Sunt în dialog cu nepotul meu, are 6 ani acum, și eu nu-i spun niciodată lui că nu e așa sau e așa. Hai să descoperim și amândoi căutăm și descoperim sensul și pe nepotul nu-l interesează ce trebuie să facă. Totdeauna l-a interesat și îl va interesa de ce trebuie să facă ce face. Și am toată grija ca întotdeauna să-i spun acest de ce. Uite de ce trebuie să știi lucrul acesta. În privința a lui ce să faci, biserica a făcut o lucrare bună. Le-a spus la oameni ce să facă. În privința lui de ce să faci asta, s-a pierdut. Pentru că adevăratul motiv era Domnul. El este centru. Nu pentru că aceasta e mărturia noastră și pentru că acestea suntem noi, ci uite care este de ce și pentru cine. Da, mulțumesc foarte mult pentru această viziune pe care ne-ai transmis-o în această seară. Sunt convins că mulți oameni s-au regăsit în ea, le-a tremurat inima de bucurie auzindu-te și cred că trebuie să facem schimbări în viețile noastre de biserică, în viețile noastre personale, pentru că prea de multe ori am oferit oamenilor care de pleavă printre niște bobițe de grâu. Vezi, de asta a spus Mântuitorul, mulțirea fără de legii distruge puterea de a iubi. În momentul în care iubești pe Dumnezeu, ți-e sufletul plin și oriunde te duci pe pământ, găsești o cale să îl conduci pe omul ăsta în prezența lui. Totdeauna. Tu ești cel fericit și binecuvântat și vrei să-l vezi și pe omul ăsta. Ai un motiv. Dar altfel, moral vorbind, ce motiv aș avea să fac pe cineva din stradă ca mine? E chiar mare rușine lucrul ăsta, știi? Dacă motivul este de a-l conduce pe el în prezența lui Iisus și de a-l face și pe el părtaș la izvorul fericirii care m-a fericit pe mine, dacă acesta e motivul, atunci oriunde mă voi găsi pe pământ va fi o cale. Nu spun că am mers într-o instituție islamică și mi s-a cerut să spun câte ceva despre Dumnezeu de fiecare dată când am deschis ușa. Când m-am trecut de prag, se știa, trebuie să plăteam intrarea cu ceva privitor la Dumnezeu. Și ceream de la Dumnezeu, ajută-mă, Doamne, să găsesc acel lucru care să... Și într-o dimineață, când de asemenea am spus ceva cu privire la Dumnezeu, cum am intrat în instituție, am observat, era în partea asta o doamnă îmbrăcată în negru, au început să curgă lacrimi pe haina ei. Și cât de mișcată era sufletul și o persoană de acolo mi-a spus, îmi pare rău că nu locuiesc mai aproape. Zice, dacă eram mai aproape, eu vroiam să fiu membru acolo la biserica ta, nu mă interesează cum o cheamă, făcea. Mă interesează cum o cheamă. Mă interesează că pentru prima dată în viața mea am înțeles că Dumnezeu mă iubește. De când sunt pe pământ, nina știu că Dumnezeu iubește. Acum am înțeles și am aflat lucrul ăsta. Și zice, nu mă interesează cum o cheamă. Dacă nu este aceasta tema și dacă aceasta lipsește, e singurul lucru pe care îl caută sufletul omenesc. În rest e mai liniștit acasă, nu are probleme de complicații sau... Da, e mult mai liniștit în viață fără. Dar dacă va găsi această comuniune cu Dumnezeu și se va reflecta viața lui în Domnul Hristos, în bunătatea lui Dumnezeu arătată în Hristos, are un motiv suprem ca să treacă peste orice fel de formă, de restricții, de barcă. Nu mă interesează cum mă cheamă, mă interesează că m-a condus la Dumnezeu. Mulțumesc foarte mult, Nicu, pentru seara asta. Doamnelor și domnilor, sper că v-ați simțit bine împreună cu noi. Sunt Cornel Drăvășan, vă dau întâlnire data viitoare. O seară minunată tuturor!
Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.